Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalare pentru cei născuți în semnul Fecioarei sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară pentru iulie 2019. Înainte să începe etalarea, vreau să vă prezint câteva scurte mesaje. A apărut 10 de cupe. 10 de cupe poate să fie o persoană în semn de apă, pește, rac, scorpion, dar nu e obligatoriu. Poate voi vă simțiți copleșiți emoțional în legătură cu cineva sau într-o situație, dar simt că este mai mult vorba de un ideal. Vă doriți o relație fericită cu cineva și iau, te-mi place foarte mult cum se proiectează lumina blițului exact în mijlocul hârtiei, în mijlocul cărții. Da, v-ați dori să vedeți soare, să vedeți curcubeu sau să simțiți speranță și fericire în relație cu cineva. Vă doriți acea persoană ideală. Dar aveți și patru de bâte invers. Patru de bâte normal înseamnă să puneți bazele unei relații de lungă durată sau o căsătorie. Dar invers, evident că înseamnă opusul. Poate să fie o căsnicie care a eșuat sau o relație de lungă durată care a eșuat. Poate pentru foarte puțini dintre voi să fi fost o relație cu sufletul geamăn. Pentru că nu toată lumea are parte de acest suflet geamăn. Și sperați, pentru că avem curcubeu, curcubeu înseamnă speranță, sperați că puteți rezolva problema sau că puteți să fiți fericiți cu altcineva, chiar dacă cu această persoană, posibil semn de foc, să nu fi mers treaba. O să pun la loc cărțile și mai vedem când va fi timpul lor. Din seria cealaltă de cărți a mai apărut câteva mesaje. Pentru unii dintre voi a apărut, să-mi pun și ochelarii, a apărut diavolul. Diavolul, care înseamnă nu obligatoriu semn de pământ sau capricornului, da? În acest context avem bela roza, frumoasa roza, roza linda, roza, cum o chemau pe ea. Este o persoană foarte frumoasă, foarte atrăgătoare, dar care creează iluzii. În spatele acestei false frumuseți există un diavol. Poate, într-adevăr, persoana într-adevăr să fie virtuoasă, să fie frumoasă și să creeze niște obsesii, să vă creeze o dependență, într-un fel sau altul, de această persoană. Poate vă simțiți dependenți de această persoană. Dar, în principiu, cred că este vorba de o relație toxică din trecut, asta pentru că aveți și trei de oglinzi, care trei de oglinzi similar cu trei de cupe, care, printre multe altele, înseamnă și un trio. Un trio. Probabil această frumoasă persoană, în aparență, evident, în spate foarte periculoasă, inițial părea un mielușel, între timp s-a transformat într-un leu periculos. Și voi aici, undeva, v-ați împietrit. Simt că ați putea voi fi această, după cum vedeți, da? Acest personaj, voi v-ați împietrit în această situație de trio sau de transformare, da? Pentru că trei de cupe nu înseamnă obligatoriu trio, este o... înseamnă foarte mult, evident, dar lângă diavol, e destul de delicat, destul de delicat de interpretat. Cred. Pentru foarte puțin dintre voi. Tocmai mi-a venit o idee, poate are legătură cu câțiva dintre voi. Cred că persoana, dacă persoana a practicat ocultismul sau magia neagră, a practicat-o cu oglinda, probabil o chestie, știți foarte bine cum se practică oglinda cu argintul, da? E o chestiune de magie cu oglinda cu argint, cu poate trei oglinzi, poate trei acte de magie. Rămâne de investigat. Bine, asta pentru foarte puțini dintre voi. Eventual, da, dacă ascultați pe internet, puteți găsi persoane, ce să zic, nu are rost să le comentez prezentările, care vă învață cum să vă atrageți persoana dorită și vă învață să faceți afirmații sau magie de dragoste cu trandafir, cu petale de trandafir, cu apă de trandafir, cu ce o mai fi. Nu vreau să dau numele acele persoane, pentru că mi se pare incorrectă și imorală atitudinea lor. Pot să-mi dea și dislike-uri dacă intră pe acest canal. Aici apăreți voi, da? Povestitorul este
Eremitul. Eremitul care reprezintă zodia Fecioare, dar după cum vedeți, este invers. Zodia Fecioare, care este o persoană foarte comunicativă, are foarte multe de povestit, de împărtășit, de obicei deține lumina. Dar în acest context invers, este clar că nu mai deține lumina. Probabil din cauza acestor situații. Repet, aceste mesaje scurte sunt doar pentru unii dintre voi. O să pun cărțile la loc și le voi mai amesteca încă o dată la momentul potrivit. O să începe talarea pentru iulie. Voi și o persoană care vă apare în cărți. Persoana la care vă gândiți sau, eu știu, cealaltă persoană. Poate un membru al familiei, rămâne de văzut. Aici, continuăm. Amestecăm un pic cărțile, da? Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent, în Fecioară. Iulie 2019. Fecioară, iulie 2019. Aici este partenerul și aici sunteți voi. Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent, în Fecioară, iulie 2019. Ok. Ce simțiți? Luna? Foarte multe de povestit doar la lună. Să vedem. Am zis că fac etalările mai scurte luna asta, că am foarte puțin timp la dispoziție, dar cred că iar mă lungesc. La ce vă gândiți? Trebuie să luați o decizie. Doi de spade? Ia, uite! Marea Preoteasă a apărut și la zodia racului. Poate unii dintre voi ori aveți planete, ori persoana la care vă gândiți are planete în semnul racului sau ceva. Se va întâmpla cu ocazia lunii noi, eclipsa de lună, care va fi de soare, va fi pe lună nouă în zodia racului. De ce vă este frică de minciuni, evident? Ce vă doriți, cavalerul de spade? Și finalul, nouă de spade, fecioară, ce aveți? Aici, la capătul acestui set de cărți, aveți regele de cupe. Persoană, semn de apă, pești, rac, scorpion. O persoană care are foarte multe emoții, dar care nu și le arată. Ia uite, ia uite, ia uite. Pești sau rac sau scorpion. Poate aveți planete, poate voi aveți planete acolo. Oricum, sunt niște emoții care vă intoxică într-un fel sau altul. Cu această regină de spade și 10 de spade și ce mai e 8 de spade? Da. Și steaua și 10 de băte. 10 de băte, o căsnicie, ia uite și cu marele preot, o căsnicie obositoare, cu multe responsabilități. Dacă nu e căsnicie, poate să fie o relație de lungă durată sau o situație la serviciu, da? Să nu ne fixăm doar pe căsnicie, în care voi trebuie să vă luptați foarte mult, da? Între timp, trebuie să vă păstrați și legătura cu sufletul pereche, într-un fel sau altul. Dar, trecând peste asta, aceste mari responsabilități și acest contract cu cineva, cu o autoritate, niște reguli pe care trebuie să le țineți într-o poziție, într-o situație, vă obosesc și vă îndeamnă la ce? La vindecare. Steaua înseamnă vindecare. Poate vă întâlniți cu cineva care vă poate inspira în direcția aceasta, dar până una alta, pentru unii poate să fie un semn de vărsător sau persoană cu planete în semnul vărsătorului, dar până una alta aveți și 10 de băte și 10 de spade. Asta a apărut și la interesant că în aceeași poziție, unul după altul, deși le-am amestecat, a apărut la vărsător. Trecând peste asta, trebuie să încheiați un ciclu de mari suferințe și mari responsabilități, da? Să vă vindecați și să ieșiți dintr-o cușcă mentală. Asta e expresia pentru cartea aceasta, să găsiți soluțiile. Soluțiile se găsesc în primul rând legal cu regina de spade, dar și printr-o atitudine decisivă. Trebuie să tăiați niște legături toxice. Trebuie să tăiați niște legături toxice.
cu cineva care nu va aduce niciun beneficiu. Va crea ce va crea, cum am spus mai devreme pentru unii dintre voi, dacă nu are legătură cu ce am zis mai devreme, poate să fie o situație la serviciu în care aveți multe responsabilități, multe probleme. Da? Dacă nu e la serviciu, e o relație sentimentală toxică, vă creează dependență. Și vă intoxică emoțional. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, pur și simplu, regele de cupe este o persoană care se controlează emoțional. Ei, în acest context, da, în acest context, acest control emoțional vă obosește. Simțiți nevoia să vă exprimați și totul din cauza acestei energii malefice, nu o puteți face într-un mod coerent și frumos. Ce au ei? Ce simt? 9 de spade și voi aveți și ei au. Interesant. Foarte interesant. Ce simt? Ce gândesc magicianul? Ia să dăm pe Buddha la o parte. Regele de monede. Cum acționează? De ce le este frică de spânzurat? De ce își doresc 6 de monede? Și finalul, 4 de cupe. Cam tristă luna aceasta după 2 luni de energie faină. Aici așteaptă ceva. Poate. Da, e posibil această persoană să-și dorească a doua șansă cu voi. Este judecata. Și 3 de cupe, da? Într-un context. S-ar putea să fie persoana cu care ați fost căsătorit să vrea să se împace, să vă aștepte la drum, să veniți sau să vină spre voi, să vă întâlniți 3 de cupe, să le dați a doua șansă, după ce această căsătorie sau contract, ce-o fi fost, dacă nu e căsătorie, poate să fie doar un contract, dar să vă fie adus niște tristețuri în dispoziția să vă vindecați, poate chiar după o boală, da? 3 de spade și 4, da? 4 se odihnește și se gândește la 3 de spade. Ei vă așteaptă să se întâlnească cu voi, într-un fel sau altul. Într-un fel sau altul. Ce simțiți? Luna. Vă simțiți foarte emoțional, dar este o lună, cum v-am arătat mai devreme, cum v-am arătat mai devreme, este o lună toxică. Unii aveți coșmaruri. Da? Emoțiile nu sunt frumoase. Sunt mai mult reprezentate de acest câine negru. Există și un câine alb, există și un prieten, există și înger protector în preajma voastră, dar voi sunteți preluați energia cealaltă, întunecoasă. Unii dintre voi simțiți foarte profund pentru cineva cu planete în semne de apă, rac, pești sau scorpion. Dar suntem în semnul racului. Avem și luna nouă cu eclipsă de soare pe luna nouă și poate în perioada lui iulie, la lună plină, să aveți iar niște revelații, niște vise, niște senzații ciudate. Luna este relația voastră cu mama. Nu contează ce gen sunteți, bărbați sau femei, relația voastră cu mama. Poate în această perioadă pe care am menționat-o mai devreme, să aveți vise legate de mamă sau să înțelegeți niște situații. Relația voastră profundă, la nivel subconștient, ține de subconștient luna, da? Cu mama voastră. E o chestiune de psihologie. În funcție de relație, știu că este greu de înțeles acest aspect, dar și trebuie citit foarte mult material pe subiectul ăsta. În funcție de relația voastră cu mama, cum ați perceput-o, ce relație, chiar dacă e în aparență frumoasă. În aparență poate să fi fost o relație frumoasă sau să fie o relație frumoasă, dar să se creeze niște dependențe sau să le copiați genul lor de relații familiare. Luna înseamnă și casa a patra a familiei, înseamnă și karme din alte vieți, șabloane emoționale din alte vieți. Da, e o carte foarte profundă. La ce vă gândiți? Vă gândiți. Eventual unii dintre voi au un semn de aer. Ideea este că simțiți nevoia să luați o decizie în viață. Aveți două cărți care reprezintă secrete, și Luna și Marea Preoteasă.
încercați la nivel mental să nu vă mai conectați la aceste emoții, dar este foarte greu. Este foarte greu pentru că intuiția vă cheamă, vă obligă să acționați conform simțurilor voastre, al șaselea simț. Cum acționați, Marea Preoteasă? Într-un mod mai secret. A mai apărut la cineva, Marea Preoteasă, în aceeași poziție. Cred că la rac, parcă. Da. Trecând peste acest detaliu, care nu e important decât pentru foarte puțini dintre voi. Marea Preoteasă înseamnă foarte mult. Înseamnă semnul peștilor, iar. Sau, foarte rar, înseamnă semnul și al racului, evident, semnul taurului, foarte rar. Aceasta să nu fie lună, să fie Venus. În fine. Dar Marea Preoteasă este persoană care se ocupă de astrologie, de tarot, de științele oculte, de ezoterism, dar nu face exclus să facă farmece, cum face diavolul, decât într-un anumit context. În acest context nu cred. Cred că voi sunteți chemați să înțelegeți niște lucruri, pentru că aveți de luat decizii. Aveți nevoie să, evident, dintre două spade să luați una și să manifestați o gândire clară. Gândirea voastră acum nu este clară. Nu este clară. Poate trebuie să vă duceți la un astrolog, la cineva care citește în cărți, să înțelegeți niște lucruri legate de ce am zis mai devreme. Și de această lună și de relația cu persoanele din viața voastră. De ce vă este frică? De șapte de spade. Repet, poate să fie semn de aer, gemeni, vărsător sau balanță, dar vă este frică să nu fiți mințiți într-o situație, că e la locul de muncă, că e în această relație, că e în alte relații, da? Vă este frică de minciuni. Vă este frică să, ca nu cumva cineva să fugă de dumneavoastră. Voi sunteți persoane destul de curajoase. Aveți aici și cavalerul de spade. Ce vă doriți? Vă doriți să... Ha, ce frumos! După ce luați decizia, eventual inspirați de această persoană, este în partea voastră publică. Dacă nu este felul în care acționați, voi vă întâlniți cu această persoană public. Da? Poate o persoană publică. Da? Are un canal de așa ceva. Vă întâlniți cu această persoană și încercați să înțelegeți chestiunile pe care le-am discutat mai devreme. Să luați această decizie și în momentul în care luați, da, din două rămâneți cu o singură sabie și vreți să acționați rapid, să vă duceți să vă exprimați adevărul față de cineva. Eventual față de această persoană care va apare în etalare. Într-un final, în iulie, în continuare, aveți 9 de spade. În continuare vă faceți griji, de-aia spun, față de lunile anterioare, această lună e mai dificilă. Și de ce? Acum înțeleg, afară de eclipsă, afară de lună nouă, avem Mercur retrograd. Și să nu uităm că avem și Mercur conjunct Marte. Până pe 6, da, până intră Mercur în retrogradare, avem această conjuncție care vă creează discuții, conflicte verbale, neînțelegeri, da? Și în Mercur retrograd, iar vă afectează foarte mult pentru că voi sunteți guvernați de Mercur. E clar de ce a apărut această energie destul de sumbră, da? E o retrogradare pe care trebuie să o tratați cu mare grijă. Introspecție, introspecție, introspecție. Și poate spre sfârșitul iulie, lui iulie, să luați, să zic, să acționați. Să mergeți sau să comunicați direct ce ați înțeles. Eventual, dacă nu sunteți voi aici, așteptați un semn de aer să vină în viața voastră, pentru că este ce vă doriți. Dar simt că voi simțiți nevoia să vă mișcați, să avansați într-o direcție. Să spuneți, domnule, am pierdut atâtea nopți, nu am înțeles atâtea lucruri, acum vreau. Poate vă doriți să vă întâlniți cu această persoană și să aflați niște lucruri. Mercur iese din retrogradare de-abia în august. Este evident că această energie
Rămâne în iulie. Cam așa. Ei, ce simt? Oricine poate fi. Persoana de care sunteți interesat, o persoană sau interesată, o persoană din trecut. Voi știți mai bine în funcție de ce cărți apar. Ei, ce simt? Simt că n-au somn. N-au somn. Au griji multe. Își fac griji pentru voi. Sau pur și simplu. E nou, e luna nouă. Da, probabil că își fac griji pentru noi, pentru voi. Zodia Fecioare, da? August, septembrie. Își fac griji pentru voi. Probabil că și voi, poate aveți o comunicare telepatică și transmiteți stările voastre, le preiau stările voastre, negative într-un fel sau altul. Nu știu cine e această persoană, dar cum se gândește? Sunt mai multe variante. Pentru unii, e posibil ca această persoană să-i fie teamă de voi, să-i se pare că sunteți manipulatori, pentru că magicianul în general reprezintă pe cine? Pe Hermes, Mercur. Iar avem vorba de, iar discutăm despre Mercur retrograd. Dar, și fiind Mercur, evident că această carte reprezintă gemeni, fecioară, uneori semnul berbecului sau al capricornului pentru mine. Dar cred că le este teamă cumva că îi manipulați. Este teama lor. Evident că puteți inversa pozițiile, dar așa a apărut aici în întealare. Le este teamă că îi manipulați, că îi păcăliți într-un fel. Din acest motiv aveți și voi 7 de spade. Este teamă de minciuni. Sau că sunteți păcăliți. Aveți și stări emoționale similare și gânduri, griji, da? Similare. E interesant. E interesant această asemănare. La nivel emoțional și mental. Probabil că sunteți conectați foarte profund unul la altul. Nu știu cine, poate să fie și rudă, poate să fie soră, frate, mamă, tată, iubit, iubită, fostă, iubit, fostă, iubită, soț, soție, da, oricine alegeți. Cum acționează regele de monede? Regele de monede, în general, este o persoană în semnul pământului. Nu e obligatoriu să fie fecioară, taur, da? Taur sau capricorn. Dar cred că ei acționează în direcția carierei lor. Se concentrează foarte mult pe carieră, pentru că vor să-și echilibreze viața din punct de vedere financiar, măcar financiar, pentru că la nivel mental și emoțional, nu sunt foarte echilibrați. Vă preiau într-un fel niște stresuri emoționale și mentale. Vă absorb energia. Într-un fel sau altul, că sunt la distanță, că sunt aproape, absorb ceva din povestea voastră, din starea voastră. Oricine ar fi această persoană. Regele de monede e o persoană care se concentrează pe carieră, da? Nu obligatoriu pe bani, pe statutul lui social sau a ei. Poate la job au de a face cu o ofertă din partea unui șef, a unei șefe, da? Pe care o îndeplinesc cu succes și le aduc niște beneficii. Dar simt că mai degrabă acest rege de monede înseamnă că se concentrează pe cariera lor. Pe stabilitatea lor financiară și socială. Chiar dacă sufletul și mintea, sufletul e în durere, este clar, și ei suferă odată cu voi. Gândurile. Eventual, mai există și varianta, evident că nu toată lumea se poate gândi că fecioara este manipulatoare și asta e. Toți mai avem momente în care îi suspectăm pe cei din jur. Sunt momentele noastre de slăbiciune, da? Mai există și varianta ca să-și dorească să manifeste această stabilitate cu voi. Voi să fiți regele de monede și să-și dorească, este gândul, da? Mercur, iarăși, Mercur în mintea lor, să-și dorească să manifeste, să aibă toate instrumentele,
să manifeste o stabilitate, măcar la nivel public, cu voi, oficial. Dar în suflet încă își fac griji, probabil că nu au instrumentele. Magicianul are toate instrumentele, dar cu această stare emoțională n-ai cum să manifesti, sper că înțelegeți ce spun, da? N-ai cum să manifesti o relație stabilă sau de orice gen ar fi. Deci el este frică de stagnare, spânzuratul. Înseamnă stagnare, înseamnă amânare, înseamnă sacrificiu. Este frică de amânări, de așteptare prea mare, prea îndelungată. Dar dacă ar exista această amânare în viața voastră, în relația voastră, înseamnă că sunteți chemați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, da? Că este din partea voastră, că este un alt aspect în viața lor, familiar, de care ar fi. Le este frică de această stare, stagnare, nu vor să stagneze sau sătura să se sacrifice eventual. Pentru că vedem că și ei suferă. Ce își doresc? 6 de monede. Cu acest rege simt că își doresc o relație stabilă. Financiar este dreptul vostru. Vorbim despre un semn de pământ în relație cu cineva care vă preia oarecum energia. O preia. Își doresc o relație stabilă. Poate își doresc un împrumut financiar ca să ajungă la acest statut de rege de monede, să poată să manifeste un proiect, da, la locul de muncă, eventual, sau își doresc o relație stabilă cu voi, că sunteți semn de pământ, da? Vorbim de relație, de casa, de balanță, da? Își doresc să se echilibreze, să echilibreze relația cu voi, înțelegeți ce spun? Își doresc, asta e în semnul dorințelor. Și totuși, iulie se termină cu această stare, 4 de cupe, o stare de tristețe, de nostalgie, în care nu prea pot să manifeste, nu prea pot nici să vadă oportunitățile din jur, pentru că se gândesc cu tristețe la un trecut, la ceva ce nu a mers, la acest 3 de cupe. Înțelegeți voi? Aș vrea totuși să clarific la voi. Bine, puteți schimba poziția, nu asta ar fi problema. Să clarificăm luna, în primul rând, luna. Să clarificăm luna, măcar la voi. Clarificăm, te rog frumos, luna la fecioară. Uf, ia uite. Nu sunteți voi? Regele de monede, da? Apare și într-o parte și în alta. Acesta sunteți voi. Sau poate să fie un semn de taur, sau poate aveți lună în taur. Interesant pentru unii dintre voi, da? O lună în taur care are nevoie de să se echilibreze un pic. Cine această mare preoteasă? Deci voi vă faceți griji, aveți o stare de stres emoțional, pentru că și voi vă doriți stabilitate financiară. Probabil că nu o aveți în acest moment. Și din acest motiv, ia uite, iar apare semnul taurului. Cine este această mare preoteasă? Dacă nu e vorba de o persoană cu planete în semn de foc sau o persoană foarte pasională, dar și foarte secretoasă în același timp, dacă nu este vorba de o persoană, am zis că reprezintă martele vostru, cum acționați voi. În momentul în care vă clarificați niște chestiuni emoționale, vă stabilizați un pic, financiar și emoțional, luați această decizie. Aveți 2 cavaleri, cavalerul de spade și cavalerul de băte. Dar acționați să vă întâlniți cu cineva sau să vă duceți într-o călătorie, dar într-un mod foarte secret. Nu veți spune nimănui despre această acțiune. Iar nu veți spune nimănui. Da. V-ați separat de cineva?